Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați venit la o nouă emisiune, Mărturii ale trecutului. Stau de vorbă cu profesorul Kun Laszlo și ne întoarcem din nou spre Valea Gurghiului și mai în special spre cetatea Gurghiului. Valea Gurghiului este o vale foarte interesantă, Valea Regilor se numește, pentru că aceste locuri din munții Gurghiului au fost întotdeauna bogate în vânat. Și toți regii Ungariei la vremea lor sau regii României, pe urmă invitații lor din Anglia, de peste tot, au venit în Valea Gurghiului cu mare plăcere, pentru că acolo au aflat întotdeauna vânat deosebit. Mai mult, discut în prezent cu tânăra generație de istorici, mai ales cei de la Muzeul Județean Mureș, drumul pe Valea Gurghiului spre Secuime era un drum accesibil, pentru că Valea Mureșului încă era închisă de pădure. Abia în 1909 s-a deschis calea ferată până la Gheorgheni pe Mureș și s-a lărgit un pic drumul, dar se spune că chiar în vizita sa la Reghin, Iosif al II-lea a venit din părțile ele, au trecut peste Valea Gurghiului, prin Lăpușna, și au venit pentru că acolo era un drum mai accesibil. Domeniul Gurghiului avea multe sate, era până încolo, la Sovata, domeniul Gurghiului se întinde până în Secuime, pentru că acest sediu, această curte de la Gurghiu, era printre altele și sediu Comitetului Suprem al Secuilor, care, așa cum a afirmat domnul profesor într-o altă emisiune, era suplinit de către voivozi sau de către principii Transilvaniei. Deci era foarte important. Să nu mai vorbim că și în ziua de astăzi, dacă pentru cercetătorii de istorie, Gurghiu este un punct deosebit, regii care s-au perindat pe acolo, Izabela sau ceilalți, acolo, în sediul de la Gurghiu, au înnobilat pe mulți viteși din armată care erau și printre care au fost și românii, care era, s-a afirmat în armată, era înnobilat, atunci primea un titlu și era eliberat din iobăgie și era, poate câteodată primea și o moșie. Bineînțeles că tot ce spuneți dumneavoastră este adevărat și îmbogățește cunoștințele noastre despre această vale. În emisiunea trecută am vorbit mai mult despre rolul cetății, deci rolul strategic al cetății de la Gurghiu și despre castelul, rolul și locul castelului în viața aristocrației de atunci. Astăzi vreau să amintim niște evenimente istorice, evenimente politice de seamă care s-au petrecut pe raza cetății sau domeniului Gurghiu. În primul rând, cronicile, documentele vremii vorbesc despre pasiunea principilor pentru acest domeniu, pentru pădurile din jurul Gurghiului. Doi principi, Ioan Sigismund, da, și apoi și primul Rákóczi György, da, și-au petrecut ultimele zile din viață în această zonă. De exemplu, Ioan Sigismund în iarna anului 1571 vine în Brâncovenești, de unde pleacă la Gurghiu pentru vânătoare, însă se bolnăvește și bolnav este transportat la Alba Iulia, centrul principatului,
unde moare în 14 martie. Dar de la Gurghiu a fost transportat la Alba Iulia, Alba Iulia, unde își curmă viața foarte tânăr, deci avea 31 de ani mai. Un principe care putea să aibă un viitor strălucit în istoria Ardealului. George Racoții I, care era un mare vânător, un pasionat, despre care am vorbit și... Și care a făcut primul castel de vânători. Da, chiar și-a construit castelul de vânătoare. În anul 1648, deja se îmbolnăvește, atât încât nu mai are nici putere pentru a umbla, pentru a se mișca. Vine de la moșia de la Urmeniș, se oprește aici la Brâncovenești, aici în castelul de la Brâncovenești, de unde nu mai are poftă de viață, totuși se duce la Gurghiu. Ordin, mergem la Gurghiu. Merge la Gurghiu, deci este transportat cu căruță, că nu mai are forță, dar pentru ziua următoare prânzul este comandat să fie făcut la pădurea de la Mociar. La Mociar, da. Da. Și ultima zi se scoală de dimineață și merge, face o mișcare, deci o plimbare. O plimbare de ca un vânător. Nu mai poate. Este transportat și el la Alba Iulia, acolo participă la nunta unei nepoate, după care câteva zile, în 11 octombrie 1648, și el își termină viața. Deci, vedeți cât de apropiat erau acești oameni de această zonă. Este deosebit de atractive, chiar și astăzi, nu? Atunci când omul avea o singură pasiune, vânatul, altceva nu prea putea să facă. Alte evenimente, mai târziu, în anii secolului al XVII-lea, se leagă tot de cetatea de la Gurghiu și este vorba despre luptele pentru putere dintre principii aleși, în primul și numiți, cum era Borcioi Acoș. Da, care și el a stat la Gurghiu până la... Da, și Kemen Ianoș. Păi a fost o divergență între ei. Da, a fost o divergență între ei, în primul rând, din punct de vedere politic. Păi deci, Borcioi era susținut de turci, Ianoș era susținut de austriaci. Exact, despre asta e vorba. Deci, pentru că cronicarul Cerei vorbește despre firea lui Kemen, că a fost un om deosebit de crud, nemilos, care și-a găsit moartea, la Seleușul Mare, lângă Sighișoara, în bătălia Sighișoara, de la Seleuș. Da, pentru faptele sale, dar să vedem cum a fost. Deci era și, era și ceva personal între ei, pentru că am mai vorbit într-o emisiune despre campania nereușită a lui Racoții George al II-lea în Polonia, unde armata ardeleană, în frunte cu Kemen Ianoș, cade în captivitate. La tătari. La tătari. Și acolo sunt și frații Borcioi. Borcioi Ondraș fuge din captivitate, cu toate că Kemen Ianoș a jurat o garanție pentru toți. Toți. Și pentru această cauză, el trebuia să stea mai mult în captivitate. Degeaba s-a ales, s-a adunat banii. Da, da, da. L-a ținut pe el mai mult din cauza că ăștia l-au ținut. Din cauza lui Borcioi Ondraș. Borcioi Ondraș, cel de la Făgăraș. Endre, Ondraș, care a murit la
Urmeniș. Urmeniș. Și Andrei, unul Andrei. La Făgăraș. Da, care a fost prins la Făgăraș. La Făgăraș, da, da. Deci era și ceva personal, dar problema era poziția politică. În văzând ce s-a întâmplat în Transilvania, după această campanie nereușită, în 1657, sultanul trimite un ordin ca Rákóczi Gheorghe al II-lea să fie detronat și pune în locul lui pe Rédei Ferenc, care vrând nevrând trebuia să preia principatul, dar în ianuarie anul următor își dă demisia. Rákóczi Gheorghe al II-lea revine și atunci sultanul trimite o campanie de pedepsire, o armată de pedepsire. Alip, așa. Peste 100.000 de tătari la care au fost asociați oastele pașei de la Buda, de la Timișoara, armatele voivozilor români de la Țara Românească, din Moldova, deci peste 130 de oameni care au năvălit în Transilvania și au pustit totul. Atunci a fost ars din temelie Alba Iulia și mai ales ce a fost o lovitură deosebită, Academia, școala academică a lui Bethlen Gábor. Da. A fost ars din temelie. Pustit toată zona, Văi Mureșului, Văi Someșului. Încolo, pe Secuime, la Odorei. Peste 60.000 de oameni erau omorâți. S-au dus în robie. Asta a însemnat 10% din populația de atunci a Transilvaniei. Bineînțeles că cei care în anii următori se sprijine pe turci nu erau priviți bine de către oamenii care aveau o răspundere, o simt de răspundere pentru soarta țării. Și de aceea Kemény s-a ridicat, că această campanie de pedepsire nu odată a fost, că și în anul următor. Tot, da, da. Păi Ali Pașa au avut, Pașa și au Cuciu, avut aici, Pașa și aici Serdar Ahmed, Pașa au avut tabără aici, la Ernei. La Ernei, acolo, la Ernei, când a pus pe tronul Ardealului pe Apofim. Liban. Egal, la Liban. Da. Câmpia de la Liban. Da. Da. Tot timpul confundam cu Ibăneștiu când traduceam. Deci, vorbind de cruzimea lui Kemény, deci trebuie să înțelegem faptele oamenilor, personalităților istorice, dacă ne gândim cu perspectiva omului din acea epocă. Numai în paranteză o să vă spun, cruzimea, exterminarea inamicului, nu era un lucru deosebit, un lucru de obișnuit de fiecare zi, nu numai el. Așa erau vremurile. Așa erau vremurile. Da, deci s-a întâmplat, bineînțeles că conflictul, știm cum s-a termină dintre Borcsay și Destul de prost, pentru că Borcsay, întâlnindu-se cu Kemény în 11 decembrie 1660, își dă demisia, merg la adunarea țării, la Reghin, acolo unde Kemény este ales principe. Borcsay rămâne în posesia Gurghiului, deci primește, dar numai cu 11 sate, deci numai cu cei 24 de sate care aparținea cândva domeniului. Și Borcsay nu era un om care să gândească cu rațiune. Și în secret a intrat în tratative în legătură iarăși cu turcii. O trimis niște scrisori care au fost prinse de oamenii lui Kemény. Exact. Au fost pentru, deci s-au înăltit împotriva principelui ales. Domnule, principele a
ridicat această problemă în fața adunării dietei și dieta de la Sighișoara a votat o lege pe baza căreia principele putea să facă orice cu familia Borcioi. Așa a fost. Deci povestea. Eu am văzut crucea de la Cozma. Unde a fost? Da, unde a fost morta. Și acum mai este? Da, 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 cred că da. Cel puțin când locuiam la atunci, atunci. Da, da, când da. Am fost la Cozma, Cozmenii chiar m-a întrebat. Acum traseul, că zice că l-au băgat, scrie cronicarii, că l-au băgat într-o cușcă. Cușcă cum duci porcii la piață. Acum traseul, unii zic că a ajuns la Brâncovenești și pe urmă s-a dus în sus și din Vătava sau din Râpa. Din Râpa, Râpa de jos. Așa, acolo zice că ăsta ar fi fost traseul. Acolo au petrecut o noapte, după care și-au luat drumul către Chioarul, cetatea Chioarul. Acolo de trebuie piatră, dus. Cetatea, deci, de piatră. Pe unde a fost omorât, asta nu se știe. Deci a fost omorât la Râpa, deci... S-ar putea, da. Așa zic majoritatea celor care s-au ocupat cu această problemă și apoi aruncat din căruță acolo la Cozma. La capătul satului, la capăt, oamenii l-au îngropat. Cei doi oameni care l-au însoțit pe Borcioi. Un alt eveniment legat de această cetate este luptele dintre curuții și lobonții. Mare bătălie. Pentru că, cum am spus, această cetate nu era o simplă cetate de... Eu cred că a fost ultima citadelă a războiului respectiv. Exact, exact. În care a mai rămas în posesia curuților. Posesia curuților și apoi după... De-aia se-și numește dealul Racoții. Dealul Racoții, da. De fapt, în 1703, când s-a izbucnit această răscoală, atunci, în Transilvania, iarăși s-au format două partide. Unii care au trecut de partea lui Racoții, Ferenț al II-lea, cum era Teleki, cum era Pecri Lărinț, cum era... No, și alții, dar majoritatea nobililor, este vorba de baron și de grof, nu au vrut să recunoască principatul lui Racoții. De ce? Pentru că ei au fost înnobilați, adică au fost ridicați la rangul de baron sau de comite, de către împăratul Leopold. Deci aveau o recunoștință, cum erau și nepoții lui Kemenianus. Fac o paranteză, chiar el, Racoții, în momentul când i s-a propus să facă această revoltă, să fie un an de zile s-a gândit până a pornit, din cauza că el a făcut școala la Viena și avea colegi, elita din la Viena, care erau ambasadori, care aveau, erau foștii lui colegi. Exact. El s-a gândit foarte mult, mai ales, e altă problemă. Da. Odată putem să vorbim despre cariera lui Racoț, că este deosebit de interesantă. Da. Numai să, un lucru să vă spun, nici nu știa ungurește. După educația lui, primită la Viena. Când a făcut prima vizită în Ungaria și la moșiile sale, atunci a dat seama că stai mă că am și eu o țară. Era cel mai mare latifundiar din Europa. Da. No. Și atunci nobilimea s-a refugiat în cetatea Gurghiu. O parte. O mare parte a nobililor erau adunați la cetatea de la Sibiu, de către Rabutin. Rabutin, generalul care era general comandant. Austriac. Austriac, de armatelor austriece din Transilvania, a ordonat, toți nobilii veniți aici la mine. Și acolo a ținut în captivitate. Nu au putut să iese din cetate. Aici
A fost o garnizonă germană în frunte cu Banfi Laszlo, deci nobil maghiar, un baron maghiar, care însă în anul 1704 a suferit asediul din partea curuților. Din mai până în septembrie a fost asediată cetatea de către armata lui Teleki Mihai Juniorul. Da. Cerei, despre care tot vorbim. Teleki Mihai era venit tot de la cetatea de piatră de acolo. De la Chioara. Da, era capitanul Chioarului. Da. Asta este fiul lui Teleki Mihai. Da, primul Teleki Mihai, da. Cerei descrie situația deosebit de grea a celor asediați, pentru că și-a terminat rana. Atunci am vorbit despre o fântână bună, de mare adâncime, însă garnizoana germană a fugit din cetate și odată cu fuga a aruncat niște căței în fântână. Să nu poată bea apă ăștia, da. Și o spurcat fântâna. Și din acea apă trebuia să facă mâncare, să fierbe ceva mâncare. Nu mai aveau nici carne, nimic. Deci era o situație groaznică, oricum în septembrie s-au predat, dar peste un an soarta a revenit din nou în favoarea curuților și curuții au preluat din nou cetatea. În 1706, în anul următor, 1707, a fost întronarea lui Racoții George al II-lea aici la Târgu Mureș, însă Racoții, după zilele de la Târgu Mureș, părăsește Ardealul și aici iarăși se schimbă situația. Da. Și urmează din nou o ofensivă din partea lui Rabutin, armata lui Rabutin, se instalează în Dealul Viilor. Exact. Și atunci urmează așa asediul final al cetății, care se termină cu distrugerea. Pur și simplu. Deci aici vedem un tunel care a fost săpat de către austrieci. Sunt două astfel de tunele care au rămas sub ruinele. Deci aici se văd deci ruinele cetății de la Gurghiu și cu intrările tunele care s-a săpat după tehnica de atunci pentru a submina cetatea. Oricum, din octombrie până martie anul următor, 1708, se termină asediul, că n-au mai rezistat, cu toate că a avut un comandant deosebit, Raton István, care s-a pregătit deosebit de eficient pentru asediu. Cu pieile ude pentru coperiș. Adunat hrană, slănină, carne, fân, deci făină, deci provizii, a făcut provizii serioase. Da, cum a zis, pieile de vacă caselor, clădirilor din cetate au acoperit cu piele crudă. Da. Da, ca să nu să se aprinde în urma asediului. Ratoni însă a fost văzut într-o noapte la o tabără de foc din jos, i s-a tras o armă, a fost rănit, după care el a murit. Locțiitorul, Horvat Gheorghe, mi se pare, nu a fost în astfel de stare și ca să continuă cu reușită apărarea cetății și în 10 martie, în anul următor, 708, cetatea a fost cedată. Deci, s-au predat cei care au rămas. Cei care au rămas 15 au fugit, deci cumva au ieșit și au trecut liniile de asediu și au fugit. Rabutin a dat ordin pentru demolarea a tot ce a mai rămas din cetatea veche. Domnul profesor, trebuie să ne oprim aici.
O să mai revenim noi la istoria Văii Gurghiului. Vă mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc! Și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați avut răbdare să ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Ardeal TV.